Dar am culcat ceva. Așa și o presiune căutar. Dacă ați încălcat, eu vă spun ce ați încălcat corect. Dar n-am încălcat. V-am explicat că nu, dacă nu ați încălcat vreo încălcare, eu erați vă comunicați încălcat. Dar nu puteți să mă opresc fără încălcare. Dar ce nu poți vă opresc? Prin verificare, prin o presiune căutare, zic. Dar ce o presiune este? Căutare, v-am spus încă o dată. Puteți să-i arătați? Arăt, nu, 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 am arătați. Arătați-mă. E ea. E parbriz, nu fiți scoică. E o căzut acolo. Dar este problema noastră, prezentăm permis pașaportii. Vă rog frumos, puteți să-i arătați. Vă mai explic încă o dată, domnul. Ce emisiune aveți? O presiune de pașoartă în siguranță, trafic rutier. Avem segmentul dat, accident rutier cu traumat. Eu am înțeles. Prezentăm permis pașaportii. Apărătați-mi, vă rog, în scris ceva. Ce-ți vă arăt? Dacă aveți o presiune. Nu vă arăt, nu. Este ce, scurit la poliție de plan. Nu sunt obligat noi să vă prezint. Păi cum să vă prezint? E ca așa scrie în lege. Studiați legea cu vii la poliție. Și eu vă explic. Bine? Permis pașaport tehnic. Și revizia trebuie să fie amplasat pe parbriz, dar nu pe stoi. Adică, luați-mi vă rog frumos astea, procesul. Poftim? Luați procesul și aplicați-vă de mine și facem proces. Ce proces ăla? Că n-am documente. Poftim? Că n-am documente. Prezentăm un act, buletinul pașaport tehnic. Vedem ce sunt de noi. Nu e așa. Domnul, prezentăm urmă actele, permis pașaport. N-aveți răbdare? Ia uitați-vă. Ce se văd? Uitați-vă aici. Ce se văd? Nu puneți mâna pe telefon, că nu trebuie codul personal să dă când faci un proces. Dar cum vă vezi? Ia uitați, Miguel Nicolae. Ce mi-a arătat? Fotografie. Matal vezi și ne arăți natal. Domn, ia uite, vedeți? Vă rog frumos, permisul ne-a să vede. Domnul, prezentăm vreo mult. Se vede, da? Domnul, vă rog frumos să mânați pentru vă rog frumos, luați procesul și veniți la mine și faceți un, pentru că n-am documente la casa acasă. Vă rog frumos, prezentăm permis, pașaport tehnic. Actele, revizia tehnic prezentăm. Eu sunt acasă, vă spun. Domnul, vă rog frumos să mânăm actele automobilului. Dacă... Nu mă rugați frumos. Vă mai explic încă o dată. Nu mă rugați, ia că ne edile scrie un tătușesc. Domnul cetățean, vă mai explic încă o dată. Nioasă este regulament circulatorului de punctul 10, domnul de stipulat. Nioasă sunteți obligat la cerți colaboratorul poliției să înmânați pentru verificare. Înmânați, vă rog. Tu nu vrei să înțelegi, vă spun. Certificatul meticular, permis. Ascult, uite la mine, nu vrei să înțelegi. Și nu vreau să înțeleg. E procesul, vin la mine și fă-mi un proces. Eu nu vreau să mă, nu vreau să mă auzi. Înmânăm certificatul meticular. Domn polițist! Domnul Nicolae, cum a spus? Da, s-a acasă, vă spun, automobilul. De ce s-a acasă? Le-am uitat acasă, nu? De ce s-a acasă? Nici nu m-a întrebat. Unii sere, de ce? Permisul s-a acasă. De ce s-a acasă? Ce se regulă? Le-am uitat. Ce scrie în regulament? Eu vă spun, dacă nu e în regulă mic ceva, faceți un proces, vă rugați frumos, aduceți procesul. Dar de ce nu spune asta? Care e motiv? Păi eu v-am spus că am uitat acasă, motivul eu. De ce nu vă deplasați dânsă de că ați uitat acasă? Și cu tine nu înțeleg eu. Păi eu am spus, aduceți-ne, vă rog, procesul, faceți-o în eu. Dar nu puteam să vă spun, mai scurt, mă doare de cap pe mine. Vă doar cap că aveți probleme, poate. Da, n-am cu mine documente. Dar ce nu le aveți dumneavoastră? Că le-am uitat acasă. De ce le-ați uitat acasă? Mă doare capul. Că vă doare capul? Da. De atât le-ați uitat acasă? Da. Asta cum de înțeles? E ca așa, mă doare capul, le-am uitat acasă. Și poate aveți probleme cu... Deci sunteți doctor? Sănătate. Sunteți doctori? Dar schimbăm vreun medic, că aveți probleme, mă doare capul. Chemați, spune că mă doare capul. Schemați, medicul spune că mă doare capul. Cunoaște că nu este interes de plasare automobilul fără act asupra sa.
Eu știu, dar le-am uitat acasă. Dați un păi, cod personal. Păi, parcă e un cod personal. Care e că am făcut fotografie mea numai la mașină? Cod personal vă mai știu. Nu știu pe de rost. Dar ce nu cunoaște? Coborâm frumos, vă mergem la identificare, vă identificăm ce sunteți de asta. Faceți un proces pentru arest. Coborâm vă rog frumos, încă o dată. Faceți un proces. Domnul Cetea, coborâm jos ca să vă identific, eu vă mai explic încă o dată. Pentru nesubordonarea cerințelor, ce-ți fie tras la răspunde? Vă rog frumos, coborâm. Nici o problemă, fiu tras la răspunde. Vă rog frumos, vă rugat frumos, în limba ai stat, domnule. Dar nu mă rugați frumos, faci după lege, faci un proces. Coborâm vă rog frumos, vă identific încă o dată în limba de stat. Cum asta este? E ca șef, vă coborâți să-mi dați datele noastre să identific. Eu n-am date, vă arăt, e ca vă arăt telefon. Domnul, coborâm vă rog frumos jos, în limba ai stat, încă o dată, vă mai explic încă o dată în limba ai stat. Nu deschide ușa. Domnul cetățean, te detectiunile noastre sunt monitorizate. Eu am înțeles. Coborâm vă rog frumos jos. Pentru ce? De atâta să vă identificați ce sunteți. Nu coborâm. Coborâm vă rog frumos jos. Dumneavoastră nu aveți niciun act și nu vă subordonați cerințelor legale. Eu am arătat telefon, ești domnul, dar nimeni. Telefonul ăsta arătați acasă, la copii, matal trebuie să ai cu matal, matal ești participat la trafic. Bun. Trebuie să aveți permis, pașaport tehnic. Vă rog frumos în mână. Unde? Trebuie să-l aveți cu dumneavoastră. Eu am înțeles, tot l-am cu mine. Uitat acasă. Eu legitimația v-am prezentat-o. Eu v-am explicat. Eu legitimația v-am prezentat-o, nu țin acasă, dar vă prezint, chiar că eu am azi. Matale, ești participat la trafic. Matale, atât ai dreptul cât și obligațiune. Obligațiunea matale, la momentul dat, ca participat la trafic, să emânați pentru verificare. Permis, pașaport tehnic. Ce fel de verificare? Vă mai explic încă o dată, v-am explicat care e, pentru ce v-am stopat. Vă rog frumos să emânați pentru verificare. Permis, pașaport tehnic. Pentru ce să vă dau eu, dacă eu n-am la mine? Dar ce nu le aveți cu dumneavoastră? Le-am uitat acasă. Coborâm jos, înseamnă că vă pentru înlăturăm. Pentru ce să mă cobor? De atât, dacă nu ați fiți înlăturat la conduct, nu aveți niciun act automobil. Pentru ce? Deoarece nu aveți niciun act automobil, mă te-am înțeles? N-am drept să mă conduc la volan. Nu aveți drept să conduceți automobil dacă nu aveți niciun act. Automobil poate fi reținut la parcarea specială. Asta nu aveți niciun act care confirmă dreptul de utilizare. Ce sunteți dumneavoastră? Eu v-am spus că Marta ne-i drept. Și nu trebuie să arătați, trebuie să aveți dumneavoastră act, încă o dată vă explic. Le-am uitat acasă. Dar astea-s problemele noastre. Faceți-vă cu proces, vă rog frumos. Oprim motorul și chemăm evacuatorul. Și ați venit să ridic și mașina la parcarea specială. Da, îmi cheamă. Da. Îmi pui ușa. Da, super. Doamna Ana Vasilina, da. Sunt oprit de poliție rutier, ne-au dat documentele acasă și vreau să amendeze. Nu să mai amendeze, să ne arestez de mașină. Corect, de tot nu aveți actul dumneavoastră. Trimite rog frumos un evacuator cu manipulator. De da. Evacuator să ne iei mașina. La Hrușova, să rătăm o fondul țărvă. Te rog, nu are niciun act, ovar. Da. Am asta, pașaport, din... Telefon. În telefon, da, în mine. Nu trebuie să aveți în telefon, trebuie să aveți dumneavoastră, domn. În telefon te spui astea, trebuie să le aveți cu mine, trebuie să aveți un act care confirmă. Ta n-ai niciun act, bună ziua, eu sunt Nicolae și merg la volan. Da, eu sunt Nicolae și merg la volan, am spus. Dar așa este, cum mă tare da, vorbim. Da, trebuie chiar să acasă. Ce are mire, vorba de cap, mă tare trebuie să le aveți supra netale, nu acasă. E pus, am numai fotografie în pașaport. O găsit el. Bun, lasă. Ce zis? Să fac proces, n-am documente și gata. Și când le-a timp? Domn polițist, a spus doamna avocată să-mi faceți un proces. Doamna avocată a spus să-mi faceți un proces. N-am înțeles. Doamna avocată a spus să-mi faceți un proces. Proces faci, uitați-vă, că dumneavoastră nu aveți asupra dumneavoastră permis. Uitați, scrie în regulament circulaturi. Ștraf 300, stați să bine. Și are 300 de lei. Uitați, scrie în înlăturarea la condușa vehicului. Se face. Când? Nu are asupra sa niciun document care confirm dreptul de a conduce sau de a folosi vehicul. Unde e documentul? Nu, dar eu am dreptul de a conduce. Unde? De casă rămas. Și eu tot am acasă, le estimați. La okay. Moment. Uitați scrie acolo. Nu are asupra sa. Asupra matale nu alai. Corect? Domnul cetățean, domnul Nicola. Da, dacă Nicola. L-am uitat, asta sunt probleme noastre personale, ce ați uitat. Apoi că eu vă spun, faci vreo cum proces, că nu vă spun sincer. Domnul, n-am la mine. Înlăturare, matale, vezi scrie. De la conducere. Eu matale te înlătur
și îți fac proces verbal în primul rând și mașina se rețin la parcare specială. Eu cine a spus mie avocatul? Eu vă mai explic, uitați, scrie în lege, eu nu vă citesc din la mine din cap, eu vă scriu și pasul 38. Înlăturarea. Eu te înlătur matar. Înlătur matar n-ai act, nu ai niciun document. Bună ziua, eu sunt Nicolae. Da, mi-e restați mașina, da? Da, mașina se arestează la Chișinău. La Magda Tur. Dar dacă am documente? Unde ai vezi? Prezentăm. Dar mi le aduc și amuș. Dar când ați vă le aduc, eu nu spun ați vă le aduc. Poți vă le aduc și dar mi le aducă? Când? Știu ce mai de oră. Hristos avea, domnul. Nu avem când așteptat. Nu-i corect. Hristos avea. Nu-i corect. Poți să ne aduc în timp de o oră. Nu v-am spus. Nu spune legea așa. Nu scrie nicăieri în lege. Că unde scrie aici, în lege că trebuie să o aduc. Nu scrie nicăieri. Vine evacuatorul și... Bine, hai și doar să mai... Dacă nu, apta. Poftim? Să vedem dacă spune avocatul. Da, e din asta cu avocatul. Matar mai gândi evata legea, nu avocatul. Eu n-am treabă cu legea asta. Dar cum n-ai treabă? Matar faci mai la trafic, n-ai treabă. Matar nici nu n-ai treabă. Are domnul acum? N-are acte, vine evacuatorul. De o înlăturare. Un înlăturare, da. Așa că nu faci mai încăcat. Am, de las, fac proces. Am auzit, nu am așa informații, te rog, eu m-aș amine. Ce agresiv. Domnul Plăț, ne aduce actele pe 5 minute. Ne aduce actele pe 5 minute. Nu aduce să-l neamă. Este a făcut. Tu? Da. Am găsit actele în mașină. Ia uite. Dar vreau să ne arestez în mașină. Domn polițist. Le-am găsit în mașină. Ce zici? Le-am găsit aici în mașină aici. N-am înțeles. Fișor mi-a spus că sunt aici în mașină. Ia uite. Da, slădim. Trebuie să le mânați, domnul. Matale e cam mut că nu înțelege limba ta. Vă rog frumos. Mânați-le, vă rog frumos, domnul. Luați-l în proces, vă le mân. Luați procesul, dar. Pentru ce-ți vei eu proces? Ca să vă mân. Domnul, nu sunteți obligat regulament circulatul sierii, domnul. Matale înțelege ce înseamnă regulament. Da. Poftim. Nu, n-a, dar poftim. N-a, spuneți acasă. Hai, băi, plec la Roșcai, n-am când.
plec, eu nu cum de nevoie să cu dânsul. La camera n-aveți, o zi bună și ce... Nu vă plus, nu vă zic, stați un pic să vă întreb ceva. Stați-vă un pic. Uitați-vă la mine. Uite-mi, m-a suprit. Care a fost motivul? M-a explicat, domnul, vin și operațiunea ca să vă... Și nu mi-a să arătați în mie înscris. Eu nu sunt obligat să rematez. Nu scrie. Eu plătesc la loc vouă. Nu scrie legea că tu vii la poliție că trebuie să te rematale. Când aș fi scris eu, o să te rematale. Trebuie să ne rămâne. Nu spune sincer. Nu sunt obligat. Și n-a să te rematale, că te-aș fi scris în lege. Legea că tu vii la poliție studiată. Bun. Și n-a să te oră niciodată. Am vrut un drum bun? Poftim? Un drum bun? Poftim? Un drum bun? Ce să vă spun drum bun, dar mă dă rău aud. Da. Agresiv. Băiatul meu, blede.